Bunătăți tradiționale în Munții Șureanu. Cei care vor să petreacă clipe plăcute, să scape de grijile și stresul de la oraș, satul Târsa din Hunedoara a devenit o atracție și în domeniul culinar. De la balmoș și tocană la plăcinte și scoverzi, toate făcute cu produse din gospodărie, atrag acum gurmanzii. În plus, peisajul de poveste completează frumusețea unei zile de neuitat. Avem tocăniță făcută la ceaun de la din gospodăria noastră. O facem la ceaun și o dăm cu mămăliguță și cu brânză, cum făceau strămoșii noștri. Pregătim balmoșul tradițional, cum se făcea din moș strămoș, cu smântână, unt, untul făcut la bădâi, cu făină de mălai făcută la moară, moară cu apă. Aici la noi de aici din zonă. Untul de casă se pune când e fiartă făina de mălai, după aceea la final se pune un pic de cald dulce și se mănâncă cu iaurt. Satul Târsa este situat la aproape 1000 de metri altitudine în Munții Șureanu, în apropierea cetăților dacice. Zona nu a fost niciodată cooperativizată, iar oamenii se ocupă cu creșterea animalelor, au oi și văcuțe. Familia Badea s-a gândit că dacă natura tot a fost darnică cu aceste ținuturi, ar trebui să le facă cunoscute. Zis și făcut. Pornit această afacere, tot treceau turiști pe aici, prin zonă, și ne întrebau: domne, dar aici nu găsim ceva de mâncat, de băut, să cumpărăm ceva? Să... Păi zic, nu, că nu este. Și în timp ne-am gândit, măi, hai să începem să facem ceva tradițional, ce nu prea se găsește jos la oraș sau chiar oriunde. Și am început, am cumpărat o rulotă și am început o mică afacere. De la mamă, de la bunica, din moș strămoș, așa se făceau produsele noastre tradiționale. Nu am schimbat nimic la rețetă, tot ce producem din gospodărie, de la animalele noastre, untul se face tradițional la bădăi, nu facem nimic mecanizat. Totul cum făceau strămoșii noștri, dacii, și lumea vine foarte multă și mulțumită din ceea ce găsește aici la noi. Cei veniți aici pot admira și peisaje de vis. Casele oamenilor stau pitite pe culmile munților. Acum cei care urcă aici au și un loc unde pot savura bucate tradiționale. Oferta este bogată. Și o punem pe crupători, că noi așa îi zicem, și o umplem cu brânză, izmântână, brânză, ou și o împăturăm. Brânză sărată. O împăturăm și o punem la foc. La foc cât mai mic, că dacă e focul mare, să arde și nu se coace cum trebuie, ca să fie cât de coaptă. La tigaie și o ungem cu unt de casă. Și o lăsăm să se cocă, după care putem seri. Nu este de mirare că vin aici turiști din toată țara. Daniel este din București și îndrăgește aceste locuri. El este inițiatorul și organizatorul Maratonului Dacilor. Vin aici de 9 ani. Practic organizez în fiecare an Maratonul Dacilor, o cursă, să spunem, reprezentativă pentru România. O cursă care trece pe la 4 cetăți din patrimoniul UNESCO și în felul acesta, chiar înainte de a face maratonul, alegând traseul de maraton, i-am descoperit pe Adi și Neluța și le-am zis: domne, nu facem un punct de alimentare la voi aici, la poartă, când trec alergătorii, să le punem ceva acolo? Au zis: da, sigur că da. Și uite așa, de la acest punct de alimentare, maratoniștii au venit, unii vreau să mai și mănânce, le-am spus să duceți-vă la Adi și Neluța, să mâncați o mâncare bio, o mâncare autentică, plăcinte, balmoș, eu știu, toate alte produse de genul acesta. Da, totul e frumos aici, după părerea mea. Peisajul, aerul, liniștea, după care tânjesc toți orășenii. Eu sunt din București, dar m-am născut aici, sunt de-a locului. I-am descoperit pe Adi și Neluța, cred că în urmă cu vreo 3 ani. Atunci erau la început, dar energia lor și tonusul lor îmi făceau foarte bine și atunci și acum.
E foarte bine, te simți bine, adică pleci încărcat, pleci energizat, e liniște, e frumos, mâncarea e foarte bună. Așa că la fiecare sfârșit de săptămână, Adi și Nela au musafir de peste tot. E mare forfotă la ei în gospodărie. Avem din București, avem din Cluj, Timișoara, Deva, Orăștie, Alba. Foarte multă lume zicea când venea aici că și la iaurt găsesc ceea ce aveau de la bunicilor. Nu mai mâncat iaurt făcut tradițional până au ajuns aici. Nu mergeau pe Transalpina să mănânci un balmoș sau un iaurt tradițional și nu găseau așa ceva aici noi în zonă până am deschis noi. La vară avem 2 ani de când am deschis și foarte multă lume că doar pe weekend avem deschis. Deci toate produsele sunt din gospodărie, din ceea ce producem noi. Și oamenii sunt mulțumiți. Oamenii sunt mulțumiți și suntem și noi mulțumiți că ne facem traiul vieții. Nu câștigăm cine știe cât de mult ca să ne îmbogățim, dar trăim. Și nu mergem să ne rugăm de nimeni să ne dea nimic. Noi suntem mulțumiți cu ceea ce producem și facem. O ieșire în natură, la aer curat și în peisaje de poveste, completată cu o masă sănătoasă, sunt ingredientele care duc la o zi de neuitat.